În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacucerniși părinți și iubiți frați și surori, încercăm să vă punem la suflet încă o cateheză. După Rusalii ne-am preocupat de darurile Duhului Sfânt, de lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Vedeți că darurile Duhului Sfânt sunt multe. Zicea prorocul Isaia că sunt 7, zicea Sfântul Pavel că sunt 10, de fapt ele sunt foarte, foarte multe. Și un dar al Sfântului Duh, am înțeles că este tâlcuirea Scripturilor. Tot un dar al Duhului Sfânt, iubiți frați și surori, este rugăciunea curată. În seara aceasta, de rugăciunea curată dorim să vorbim. De ce? Pentru că mâine îl sărbătorim pe Sfântul Paisie Aghioritul. L-am pomenit și dimineață, cum că a fost singurul sfânt pe care l-am cunoscut în viața lui. A fost un om al rugăciunii. Și atunci, tocmai bine se potrivește faptul că un dar al Duhului Sfânt este rugăciunea curată. Și Sfântul Pavel în epistola lui către Tesaloniceni, în prima epistolă, în capitolul 5, în versetul 17, zice: rugați-vă neîncetat. Noi constatăm că nu ne putem ruga neîncetat, dar oamenii lui Dumnezeu, sfinții lui Dumnezeu, trăiau în duc de rugăciune tot timpul, se rugau mult. Și atunci, când este vorba de un sfânt al lui Dumnezeu, avem imboldul lăuntric să vorbim despre rugăciunea neîncetată, despre rugăciunea curată. Așa facem și acum. Am mai pomenit și de altă dată că în cartea lui minunată în Scara, Sfântul Ioan Scăraru dă și o definiție a rugăciunii. Rugăciunea este, după conținutul ei, convorbirea omului cu Dumnezeu. Dar după roada ei este susținătoarea lumii. Rugăciunea ține lumea. Acum, sunt rugăciuni de multe feluri. În general, părinții le împart în rugăciuni de proslăvire, rugăciuni de mulțumire, rugăciuni de cerere. Noi, slabi fiind, suntem preocupați mai ales de rugăciunile de cerere. Ei tot cerem lui Dumnezeu. Și dacă am fi în duc de rugăciune, poate că le-am face toate cele trei feluri de rugăciuni de care am pomenit. Pentru că încă o dată Sfântul Pavel zice în prima epistolă către Tesaloniceni, în capitolul 5, versetul 17, rugați-vă neîncetat. Acum, dacă le împărțim după lucrarea lor sau după felul lor, rugăciunile în trei categorii, rugăciuni de preamărire a lui Dumnezeu, rugăciuni de mulțumire pe care le facem noi pentru toate darurile pe care le primim de la Dumnezeu și rugăciuni de cerere. Le-am pus în ordinea în care ar trebui să fie. Pentru că și necazuri avem și avem nevoie și cerem lui Dumnezeu să ne ajute să trecem peste toate. Acum, dacă e vorba să vorbim de calitatea rugăciunilor, atunci ne vom folosi de cartea minunată numită Zbornic, culegere despre rugăciune.
Și acolo, din punct de vedere calitativ, e analizată rugăciunea în felul în care ea crește după calitate. Calitativ, rugăciunea cea mai de jos este rugăciunea întinată. În vreme ce omul se roagă, îi trec prin cap lucruri urâte. Nu putem scăpa nici de această rugăciune, dar dacă stăruim să ne curățim rugăciunea, ajungem la o a doua treaptă calitativă a rugăciunii. Rugăciunea timpului pierdut. De data aceasta nu este o rugăciune întinată, dar este o rugăciune timp pierdut, pentru că în timp ce ne rugăm lui Dumnezeu, ne trec așa de multe lucruri prin cap și nu ne gândim la Dumnezeu. A treia treaptă calitativă a rugăciunii este rugăciunea curată. De data aceasta nu ne mai gândim nici la rele, nici la bune, ne gândim la ceea ce spunem sau la ceea ce citim din cartea de rugăciuni. Dar încă nu este o rugăciune simțită, e o rugăciune curată. Dar încă nu ne îndulcim din puterea ei. Și a patra treaptă calitativă a rugăciunii este rugăciunea pe care o facem cu mintea coborâtă în inimă și de acolo strigăm către Dumnezeu. Și rugăciunea aceasta este o rugăciune primită de către Dumnezeu. Acum, pe lângă aceste calități ale rugăciunii, rugăciune timp pierdut, rugăciune întinată, rugăciune timp pierdut, rugăciune curată și rugăciune duhovnicească, mai este și rugăciunea extazului, a răpirii. Sfântul Apostol Pavel ne zice nouă un lucru relatându-ne felul în care el se ruga lui Dumnezeu. În Epistola către Romani, Sfântul Apostol Pavel ne spune așa, că Duhul Sfânt se roagă în inima noastră cu suspinuri adânci. În capitolul 8, versetul 26, de asemenea și Duhul vine în ajutorul slăbiciunii noastre, că noi nici nu știm să ne rugăm cum trebuie, ci însuși Duhul se roagă pentru noi cu suspine negrăite. Extazul, răpirea, o rugăciune mai mult decât rugăciune. Acum am zis că vorbim de rugăciune tocmai acum ca un dar al Duhului Sfânt, sărbătorindu-l pe Sfântul Paisie Achioritul. El a fost un om al rugăciunii, dar în același timp a fost un mare duhovnic, duhovnic în sensul larg al cuvântului, pentru că nu era preot. Îi învăța pe oameni. Și mai mult, avea o percepție foarte profundă a ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și de aceea, știindu-l omul rugăciunii, știindu-l omul care făcea o analiză de calitate a ceea ce se întâmplă în lumea noastră, după ce vom cânta o priceasnă, vă voi și da, vă voi citi două lecturi în care se preocupă, pe de o parte, de lumea aceasta secularizată și, pe de altă parte, de educarea tinerilor.
înainte de a face obișnuita lectură duhovnicească de la cateheză, încă o dată rezumăm ce am vrut să învățăm. O lucrare a Duhului Sfânt este rugăciunea. Rugăciunile, după scopul lor, le-am împărțit în trei: în rugăciuni de preamărire, în rugăciuni de mulțumire și în rugăciuni de cerere. Toate trei categoriile de rugăciuni, din punct de vedere calitativ, tare bine este dacă ajung pe o treaptă superioară. Deci calitativ, toate rugăciunile pleacă de jos, rugăciunea antenată, pentru că în timpul rugăciunii ne gândim la foarte multe lucruri. A doua treaptă calitativă este rugăciunea timpului pierdut, pentru că în timpul rugăciunii ne gândim la lucruri utile. A treia treaptă calitativă a rugăciunii este rugăciunea minții. De data aceasta nu ne gândim la nimic altceva decât la ceea ce spunem. A patra treaptă a rugăciunii este rugăciunea curată. Și a cincea treaptă a rugăciunii, de fapt mai mult decât o rugăciune, este extazul sau răpirea. Acum, Sfântul Paisie Aghioritu a fost un om al rugăciunii. Din multele lui învățături, maicile de la Surotii au tipărit multe volume. Și eu vă dau acum două preocupări a Sfântului Paisie Aghioritu. Una legată de starea duhovnicească a lumii, a lumii secularizate. Și zicea Părintele Paisie Aghioritu, într-o meditație, că păcatul a devenit pentru această lume modă. A devenit modă pentru lumea secularizată. Dacă oamenii n-ar avea această noblețe, în ghilimele, a păcatului, n-ar fi ajuns la acest lucru barbar. Mai barbar lucru este catastrofa morală. Oamenii se deosebesc sufletește și trupește. Cineva îmi spunea, se spune despre Atena că este o junglă, dar nimeni nu pleacă de acolo. Toți o numesc junglă și cu toate acestea, cu toții se adună acolo în junglă. Cum au devenit oamenii? Ca animalele. Știți ce fac animalele? La început, intră în graj, se baligă, urinează, după aceea bălegarul începe să fermenteze, de îndată ce începe să fermenteze, simt o căldură și nu le lasă inima să plece din graj, le place acolo. Tot astfel și oamenii simt căldura păcatului și nu-i lasă inima să plece. Își dau seama că miroase urât, dar nu-i lasă inima să plece din căldura aceea. De va intra acum unul în graj, nu va putea suferi mirosul urât. Însă pentru cei ce s-au obișnuit cu mirosul de acolo, nu mai este o problemă, pentru că nu-l mai simt. S-au obișnuit cu păcatul. Păcatul a devenit modă. Aceasta era o preocupare a Sfântului Paisie Aghioritu. Și o altă preocupare era cea legată de educarea noastră a tuturor, în special a tinerilor. Vă citesc și de aici câteva fraze. Astăzi, cei mai mulți oameni n-au gustat bucuria jertfirii și nu iubesc osteneala. Au intrat într-îndăvie, interesul personal și multul confort îi preocupă. Lisește mărimea de suflet, jertfirea de sine,
consideră izbândă atunci când reușesc ceva, fără osteneală, când se aranjează materialicește și nu se bucură atunci că nu poți face așa asta. În timp ce, iar în frunta lucrurile duhovnicește, ar fi trebuit atunci să se bucure pentru că li se dă prilej de nevoință. Acum toți, mici și mari, caută lucruri ușor. Oamenii duhovnicești caută să se sfințească cu mai puțină osteneală. Mirenii, cum să scoată cât mai mulți bani fără să lucreze? Iar tinerii, ca să treacă examene fără să învețe. Cum să-și ia diploma fără să plece de la cafenea? Și dacă este cu putință, să telefoneze de la cafenea ca să afle rezultatele. Și-și continuă meditația Sfântul Paisie Aghioritu. Concluzia este că tinerii, pentru a-și crea un viitor frumos, trebuie să învețe. Oamenii care sunt în câmpul muncii pentru a câștiga cinstit, trebuie să muncească. Iar noi, toți creștinii, pentru a ne mântui, trebuie să ne rugăm, trebuie să venim la biserică, trebuie să facem fapte bune, trebuie să facem fapte de milostenie, altfel nu se poate. Acesta este gândul pentru această seară de cateheză și vom continua duminica următoare.